masa cada uno que se puede reutilizar después de cortado. Uh-huh. Aveam o bucățică de aluat și trebuia să facem 12 alfajores mici, 12 alfajores mari. Fac eu pare mari? Cuál va a cortar usted? ¿Grande o chico? Grande. ¿Cuál es el clásico? Esta es Santa Fe. Este es el clásico Santa Fecina. Santa, ok, e un amaz. Am intrat în magazin și erau niște bărbați acolo și cred că unul din ei era proprietarul locului, pentru că s-a ridicat dintr-o dată și a început să ne descrie fiecare gust. 3 capa de bizcocho griocho, sí. Bizcochos griochos. Correcto. 3 sí. Tapitas, sí, con 2 capas de dulce de leche y el baño de merengue italiano blanco. Mm-hmm. În plic scria să fii atente la detalii. Credem că o să facem și noi. E cum o... Ce faci, Opa? Și cum o scot? Atâta. Acest alfajores, ca să-l faci, ai nevoie de 24 de biscuiți, pentru că sunt o bucată sus, una jos. Și am început cu o formă rotundă să decupăm biscuiții. 19. E ora? Le pui aici. Stai că mai am. Ok, scuze-mă. Cam de doar 19. Reușim să facem cei 24 de biscuiței și băgăm tăvile în cuptor. Hai, si! Yo quiero, porque los alfajores son... Sí. Muy buena. Okay. 5 trebuie minute. Să treacă 5 minute. Se poate de aici, donde sunt la... Sí. Sí. Porque vender cerveza lo mama. Niciun bărbat n-a oprit și a oprit o femeie. Señora, se poate pare una locación donde se poate comprar alfa... Alfajores? Sí. Sí. Una... Una clásica y una de Santa Fe. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Podemos este aquí? Poner este aquí. Gracias. Ajungem la panaderie și avem un test de trecut. Dai. Mie mi s-a părut că primul a fost mai moale și mai untos. Al doilea a fost mai uscat și m-am gândit că poate ăsta e cu margarină. Laura a fost de acord cu mine. Margarina este? Sí. No, no es correcto. No. Greșită, așa că avem penalizare 5 minute. Na, stăm ce să facem, 5 minute la ultima șansă e super important. Giulia și Vlad nu îi vedem, deci probabil au și plecat de acolo. Ah, ok. Un kilo por... Da. I-am scos din cuptor și am început să-i punem pe poziție, 2 câte 2, astfel încât să ne fie ușor, să punem dulce de lece și să îi punem unul peste altul, să facem acel sandwich. Astea fi mai mari, se întinde mai greu treaba asta aici. Păi trebuie să pui mai multă. Am pus. Trebuie să facem 4 bucăți simpli, 4 bucăți cu nucă de cocos și 4 bucăți cu ciocolată. Doamne! Haide, fetele! Te faci așa, fii atent, că le apeși, uite așa. Trec 5 minute, intrăm. Giulia și Vlad făceau... Alfajores. Cântă-ne ceva, Giulia, hai! Cântă-ne să ne relaxăm, da. Cum să nu? Ce vreți să vă cânt? Orice vreau! Mai cânte, că avem treabă! Ceva! Hai mă! Lăsați vrășeala, că avem treabă și... Încercau să ne distragă atenția, încercau să facă pe Giulia să cânte. Hai mă, Vlad! Vă deconcentrați? Aveam totul pregătit pe masă, părea simplu. Și dă-i și freacă l-a luat. Mă mai uitam la Giulia și la Vlad cum băgau acolo toate prăjiturile astea. Ba în cocos, ba în ciocolată. Și pui invers. E ora? O pui așa, mă iubire. Trebuie să le iei cu 2 degete, cu 3 degete, îl bagi în ciocolată și îl pui deoparte. Și tot așa îl pui direct. Și pui 4 bucăți. Una, 2, 3, 4, eu m-am oprit. 5. Cum mă, papa, ai făcut 5? 4 trebuiau. Nu. Păi și ce trebuie să mai fac? Cu ce mai trebuie? Trebuiau 4, atâta. Și? Fii atent! Trebuia să faci 4. Am crezut că mor. Am crezut că pică tavanul de la fabrică pe mine, așa m-am simțit. Ce fac acum? Okay. De ce te grăbești? Nu știu, mă, nu mai spune, că nu să mă pricep la bucătărie. Ok. Că nu mai aveam din ce să fac încă unul. Deci dacă trebuie să mai stăm după ce am terminat... Gândul meu a fost, Doamne, zic, să nu mă pună să fac din nou, să bag la cuptor, să coc încă un biscuite, că nebune, mă bag cu totul cuptor. Au venit aici, 4 rânduri aici. Gata.
El cam certat, Giulia. Nu vivo acá. Ah, ok. Caută un om, că nu mai pot cât de greu e asta. Și astea sunt grele. No, no, no. Porque e periculoso, sí. Incorrect. Extraordinar. Hai, concentrează-te, fără nervi. Nu e, m-am uitat și eu. 4. No. De unde vrei să le rețin? Că mi-ai zis eu le caut și tu le rețin. Ce să găsim? Ce? Un obiect. Care e ăla? Ai, ce greu e. Ai, ce greu e. Caută-mă în dicționar. Nu e. Nu mai pot. Gândește-te. Ce să gândesc? Ne întoarcem în Argentina, o țară care, tot așa cum adoră sporturile, pune mare preț pe rețetele sale culinare. Alături de echipele din cursă, descoperim cum se pregătesc celebrele alfajores, un desert iubit de toate vârstele. Dar concurenții nu trebuie să uite că sunt într-o competiție, unde orice greșeală poate costa scump. Îmi falta una. Și tienen una penalización de 2 minute. Ok. Ok. Am respirat ușurat pentru că 2 minute au fost mai puține decât dacă ar fi trebuit să fac din nou aluatul și să fac din nou forma și să bag la cuptor. Da, puteai să fie. Iubire, iartă-mă, te rog. Nu există. 2 minute, uite în acum. În acest moment nu există. Bine. Iubire, iartă-mă, 2 minute, că n-am fost atent. Nu, sunt gen, 2 minute. Nu, gen, vreau să ne concentrăm. Gata, sunt 2 minute, gata, oprește-te. Nu ți-am reproșat nimic. Stop. Nu ți-am reproșat. Da, atunci vreau să fim atenți amândoi. Perfect. Ok, că nici eu n-am fost atentă și mi-a scăpat ăla acolo. Stop it. Ei. Atunci nu mai spune, că nu ți-am spus ție nimic. Gata. El cam certat, Giulia. Are un pic de... Vlad, fă cum trebuie. Quanto tiempo necesitan? 5 minute. Cu mânuțele noastre le-am pus acolo pe tava aia, cu făină, frumos. Și le-am băgat la cuptor 5 minuțele. Deci, pe asta o mai faci o dată ca să ai 4 aici. Una de asta cu ciocolată o mănânc eu. Ok. Sau tu. Doamne, ce bine că trebuie să mănânc una. Ține, pune tu acolo. A fost o greșeală care, până la urmă, a fost foarte bună pentru noi. Delicioasă. Bă, n-a fost atât de rău. Le-am făcut bine. Bine, rău. Es bueno? Mamă. Mamă. Rău? Da. Rău. Hai, mă. Ăsta va fi desertul de la noi de acasă tot timpul. Alfajores cu dulce de lege. Dragilor, continuați.